Bătrânul de 80 de ani din Rociu a plecat de la locuința sa în jurul prânzului și nu s-a mai întors. Rudele bărbatului au cerut imediat ajutorul poliției. În urma sesizării, polițiștii de la secția rurală împreună cu cei de la compartimentul urmăriți ai Serviciului de Investigații Criminale și un câine de urmă, precum și un conductor din cadrul serviciului criminalistic, au început căutările. În cele din urmă, bărbatul a fost găsit într-o zonă cu vegetație abundentă de pe raza aceleiași localități, fiind conștient și cooperant. Am început. Hai să vedem. Poți să ridici piciorul? Așa. Uite, ține-te de aici. Așa. Pe nu poate de pantaloni, ridică. Ține pantaloni. Stați pantaloni. Mergem încolo, pe targă, pe targă, pe targă. Din verificările efectuate a reieșit că cel în cauză nu a fost victima unei infracțiuni. Acesta a fost consultat de un echipaj medical în vederea evaluării stării de sănătate și a primit îngrijiri.